Bună ziua, domnule primar, iată că Ziua. aproape s-a scurs și primul an de administrație publică pentru dumneavoastră, primul an în care ați fost primar aici la Băcani. Spuneți-ne cum vi se pare activitatea de primar după un an de zile? Activitatea de primar e frumoasă dacă ai avea posibilitatea să-ți duci la îndeplinire tot ce ți-ai propus. Dar, din păcate, lipsa banilor te duce uneva cu gândul că nu-i chiar așa de frumos cum pare de la distanță în primărie. Care sunt obiectivele care țineați neapărat să le îndepliniți și sunteți dezamăgiți, să zicem așa? Cel mai mult am ținut să pot realiza construcția unei grădinițe în Comuna Băcani, unde avem 120 de copii la grădiniță și, din păcate, n-au un stau în spațiu al fostei primării, unii într-o stare de degradare accentuată. Și de un an de zile tot spun aceste lucruri la cei îndrept să-l înțeleagă. Din păcate nu s-a luat nicio măsură până acum și tare mi-e frică că și anul următor cu acești copii vor sta în aceleași condiții. Ar mai fost nevoie și de un cămin cultural în comuna noastră, că avem talente pe aici. Le-au demonstrat copiii pe la școală, prin serbările care le face prin clase. Dar, din păcate, și lipsa căminului este o problemă. Încercați, eu știu, să faceți un proiect european, sunt proiecte europene, eu știu, care v-ar putea... Pentru construcția unui cămin? Pentru cămin, da, avem proiect, dar nu avem finanțare. La grădiniță? La grădiniță am făcut demersuri, dar n-am mai încercat să mai fac un proiect. Tot e teamă că nu va fi finanțat și atunci nici nu avem bani să mai facem proiecte. Prima dată trebuie să ai banii tăi, să-ți faci proiecte, facem proiecte, stau cu ele în dulap, dar nu primim finanțare și atunci nu. Banii puțin care mi-am, nu-i mai cheltuiesc proiect. Spuneți-ne dacă aveți datorii pentru societățile de prestări servicii, eu știu, pentru constructori care au efectuat lucrări și așteaptă banii de la dumneavoastră. Și la ce sume se ridică aceste datorii? Da, noi avem un proiect cu apă în satul Drujești, care e în derulare, care însumează vreo 7.800.000 de lei, vorbesc în banii. Valoarea proiectului. El se află în derulare, iar la ora asta noi avem constructorului vreo 3 miliarde datorii. Firma respectivă s-a oprit din construcție pentru că dacă nu li s-au plătit nimic din cele 3 miliarde, oamenii au stat lucrarea până vor fi achitate datoriile, după care cum să continuă. Cum credeți că o să reușiți să plătiți această sumă către constructor? Numai dacă guvernul sau Consiliul Județean ne va ajuta cu bani. Noi de la comună cu bani proprii nu avem în niciun caz cum să achităm aceste datorii. În zilele trecute, Guvernul României a emis o hotărâre prin care primăriile care au datorii către constructori, către societățile de prestări servicii, pot cere insolvența. V-ați gândit și la această posibilitate? V-ar ajuta acest lucru? Sigur că ne-ar ajuta, dar nu știu în ce condiții se vor fi achitate aceste primării care au datorii. Deocamdată nu știu despre asta. Nu aveți prea multe informații. Spuneți-ne dacă se pune problema secetei aici, în comunitatea dumneavoastră, pentru că l-a mai plouat de ceva timp. Sigur că se vede că așa anul ăsta va fi secetă ca și anul trecut, dar noi avem momentan două puțuri puternice care cât de cât, să zicem, asigură apa locuitorilor comunii, da? Sigur că mai trebuiesc puțuri furate.
Aveți localități în care nu există aducțiune cu apă? Eu știu și eu. Din 5 sate ale comunei, numai aici, în Covan, în Bacane, avem aducțiune cu apă. În rest, celelalte cu fântâni. În cazul în care nu va mai ploua și, eu știu, seceta va fi ceva mai prelungită, există posibilitatea ca fântânile să sece, eu știu, să rămână fără apă? Sperăm să nu se întâmple. Ați mai avut probleme în anii trecuți cu așa ceva? Nu s-a întâmplat să rămână fântânile fără apă. Sperăm să nu fie seceta chiar așa de mare încât să rămână fântânile fără apă. Dar dacă, ferească Dumnezeu, se întâmplă, avem aceste două cursuri puternice și o scărămă prin satele respective. Care sunt problemele cele mai mari cu care vă confruntați? Lipsa banilor. Mereu bani. Bani. Locuri de muncă, agenți economici, școli, cum se prezintă școlile? Școlile, în fericire, se prezintă binișor. V-am zis, ca școli nu avem probleme, ca și grădinița avem probleme. Dar ca școli, stăm destul de binișor. Cu el. Sigur că sunt probleme, lipsa locurilor de muncă în comună, tineretul nu are unde să lucreze, din păcate pleacă de la noi din comună. Nu se mai întorc, e o problemă care ne dă de gândit, dar încercăm și noi să rezolvăm cum putem aceste situații. Taxele și impozitele sunt achitate de cetățeni? Cam ce procent ați reușit să colectați anul trecut, de exemplu? Anul trecut am reușit în proporție de 88% să colectăm taxele și impozitele. Anul ăsta, până la ora aceasta, stăm bine. Dacă avem în vedere că de-abia au trecut 5 luni. Deci dacă raportăm la 5 luni, la ziua de astăzi, stăm bine cu încasările la impozit. Înțeles. La legea 416, câte dosare mai aveți? Avem 80 de dosare. Și câte din aceste dosare sau câți vă mai sunt de folos? Sunt bun de muncă, cum s-ar spune. Și aici e o problemă, pentru că din aceste 80 de dosare, numai 30 din ele nu mai putem folosi și nu mai ajută. În rest au certificate medicale, bolnavi, bătrâni, situații de astea mai dificile. Domnule primar, noi vă mulțumim deocamdată și vă dorim plăcere. Mult succes. Mulțumesc mult.